Eu când făceam conferințele alea marța la da? Ligă, mă pregăteam să spun o prostie. Intenționat. Intenționat, să mă ia presa în primire, să mă înjure, să mă ia astea. Pentru că numai atunci ai valoare. În momentul când ești liniar, cine naibii te bagă în seamă? Nu te bagă nimeni în seamă, înțelegi? Dar mă legam de câte unul, de câte una, ziaristă, de asta, greșeam. Băi, fii atent aici. Un cunoscut ziarist, prieten și cu tine, nu-i mai dau numele. Nu, vine la mine în birou și înainte de conferința asta, că nu veneau toți la mine în birou când era conferința de presă. Veneau unul, doi la cafea și asta. Și spune, mă, azi ce ne mai spui? Băi, fratele meu, nici nu mai știu ce dracu de prostii să spun, știi, ca să deranjez. Știi ce mi-a zis? Scuze. Da, știi de asta. Nu, zi. Băi, nu știu ce dracu de prostie să-i mai spun. Dar el zice, avea necas pe unul, știi? Leagă-te de la, te rog eu frumos, înțeleg. Și ce să-i spun? Păi spune că e urât, că e... Băi, nu pot să-i spun că e urât, că asta este nasol, știi? Dar spune-mi ceva. Și mă învață el ce să spun. Mă, când am spus, știi, era o chestie din redacția ziarului Sportul, da. Înțelegi? Și când am spus asta, mă, când au început aia, o parte din ziariști care știau despre ce este vorba să râdă, cu ăștia alți care erau cu retumii, mamă, a doua zi! Presa plină cu mitică. Ce ai zis? Dar cu ei zis? Păi nu, am înțeles că nu mi-ai zis cine ți-a, cu cine ai vorbit, dar cu ei zis, de cine te-ai luat? De un ziarist. A, de ziarist te-ai luat? Ziaristă. A, de o ziaristă. Da, ziaristă. Bun.